Fraților, am găsit cea mai tare bâlbă de la televizoare de când am început noi emisiunea. Dacă până acum cu asta se mândrea Alessandra Storcescu, ei bine, ea a predat ștafeta unui coleg mai mic, mai tânăr, de la TVR1, care dis de dimineață se scoală cu noaptea în cap și nu se trezește deloc bine. Priviți și vă minunați în ce hal pronunță cuvântul instituționalizat. A anunțat că vor primi gratuit vaccinul copiii instituționalizat. Alo, aduceți 2 tone de apă pentru colegul matinal de la TVR1, care are probleme cu dicția, săracu, auzi, instituționalizat. Hai că e simplu. Copii instituționalizat. Fleră puțin că-ți trece și acum un mic exercițiu. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru, crăpaiar capul caprei instituționalizate. Copii instituționalizat.